iată că în această perioadă foarte mulți oameni s-au implicat în ajutorarea refugiaților, printre care și designerul Alexandru Ciucu. El este chiar în acest moment la vama Isaccea. Isaccea. Am auzit Isaccea, Isaccea, de asta nu știu. Alexandru, te salut! Bună, Adela, bună tuturor, vă pup! Te rog să ne spui de ce ai decis să mergi la vamă și să ajut, să fii acolo pe baricade. Pentru că e nevoie de voluntari, e nevoie de oameni care să vină să ajute, de asemenea e nevoie de oameni care să trimită, să doneze bani sau produse, dar e nevoie și de oameni care să vină aici să le descarce, să le sorteze, să servească refugiații cu un pahar de ceai sau cu o cafea, să dea o jucărie de pluș copiilor care vin în, care traversează Dunărea cu Bacul, cu părinții lor. E nevoie de oameni. E nevoie de produse, dar e nevoie și de oameni. Dar ce faci tu acolo concret ca să-i ajuți pe refugiați? Absolut tot ce este nevoie. M-am specializat, ca să spun așa, în a-i servi pe refugiați cu ceai. Pentru că e unul dintre lucrurile care contează cel mai mult pentru ei. Vin înfrigurați de pe partea cealaltă. Nu știm câte ori au stat acolo în frig. Ajung aici și un ceai cald sau o cafea caldă sunt extrem de binevenite. De fapt, regula din vamă este întâi să servesc băuturile calde, după care sandvișuri și celelalte lucruri de igienă personală sau de o jucărie pentru copii sau medicamente. Primul lucru care se servește este ceai cald, cafea cald. Alexandru, care sunt lucrurile care te-au impresionat cel mai tare de când ești acolo? Recunoștința pe care o vezi în ochii oamenilor pentru aproape nimic, pentru un pahar cu ceai. Asta este ceva care nu mi-aș fi imaginat niciodată că poate exista. Și în același timp disperarea din ochii oamenilor. Sunt foarte mulți oameni care vin, dar nu știu unde trebuie să ajungă. Unii dintre ei știu, dar foarte mulți n-au nici cea mai vagă idee unde ar fi bine să plece, să ducă la București, să vină la Cluj sau la Tulcea. Ne întreabă unde pot găsi un hotel. Bineînțeles că aici ei se pot odihni dacă sunt obosiți, chiar în vamă sunt corturi special amenajate. Asta e un lucru pe care vreau să-l spun neapărat. E o organizare extrem de bună aici. Ei intră, sunt primiți într-un cort încălzit, sunt serviți cu ceai, cu sandvișuri, cu mâncare, după care trec granița, dincolo îi așteaptă un alt cort de unde sunt organizați și îmbarcați în autocare care pleacă în diferite destinații. Știi ce voiam să te rog? Ai putea să ne pui camera astfel încât să vedem și noi exact cum se desfășoară lucrurile acolo unde ești tu? În momentul ăsta nu sunt refugiați în zonă, uh-huh. Pentru că există un răgaz. Spre diferență de granițele terestre, unde refugiații curg în permanență, aici există un răgaz între două transporturi cu Bacu. În momentul ăsta Bacu este tocmai plecat de pe malul românesc, ceea ce înseamnă că urmează să vină în scurt timp, nu știu, într-o jumătate de oră, 40 de minute, următorul val de refugiați. Am înțeles. Dar... Da, mă gândeam la tine că și tu ai copii mici și mă întrebam ce simți când îi vezi pe acei copii speriați și înfrigurați. Văd că înțeleg că e și foarte frig. Este, într-adevăr, este mult mai frig decât data trecută când am fost aici și ninge, viscolește. Nu poți decât să te înduioșezi. Mă bucur foarte mult, probabil că m-am mai obișnuit cu ideea și reușesc să le dau un zâmbet. Unul dintre cele mai importante... O secundă. Da, noi te așteptăm aici. Într-adevăr, se vede că e foarte frig. Există sisteme de încălzire în corturi. Dar gândește-te că cei care vin petrec foarte multe ore la graniță, până să intre la noi la graniță. Dar momentan, când ajungi la graniță, măcar te poți încălzi într-unul dintre corturi. Alexandru, cred că s-a stabilit din nou legătura. Da. Mă sunase cineva între timp. Da. Nu știu cum să fac să întorc camera. Ia. Poate nu așa, în niciun caz.
Nu-i nicio nu-i problemă. Nimic. Vreau să te întrebăm cum te vei implica în continuare. Ce vei face de acum? Am venit în primul rând, e al doilea transport pe care îl fac cu ajutoare. Și când zic ajutoare, este foarte important să aduci în vamă, dar nu numai în vamă, exact, e valabil pentru toate punctele de trecere a frontierei, cu lucruri, să vii cu lucruri care chiar contează și de care chiar este nevoie. Iar lucrurile astea se pot afla foarte ușor intrând pe site-urile fundațiilor care sunt în fiecare vamă. La noi aici este Crucea Roșie, ADRA, Salvați Copii, toată lumea își face datoria, voluntarii vin în ture, tură de zi, tură de noapte, bineînțeles că turele de noapte sunt cele mai dificile și atunci sunt și cei mai puțini voluntari. Dar cumva reușim. Felicitări, Alexandru! Mulțumesc, mi se pare mei. Extraordinar că ai ieșit cumva, știi, din confortul vieții tale și al casei tale și te-ai dus acolo să dai o mână de ajutor. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Nu se mai putea sta în acasă. Înțeleg, te înțelegem. Mulțumim și putere, putere în continuare! Mulțumesc! Putere pentru refugiații, au cea mai mare nevoie de putere. Noi... măcar să ne dăm un zâmbet. Asta e cel mai important lucru pe care ni l-au spus de la bun început, de când am venit aici, ni se ține un brief, o informare. Și unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le dăm refugiaților este, în primul rând, un zâmbet, o îmbrățișare, ca ei să aibă credința și să înțeleagă că au ajuns în sfârșit într-un loc unde sunt în siguranță. În siguranță. Unde sunt în siguranță, cred că de asta au cea mai mare nevoie acum. Mulțumim mult! Bine, dragii mei! Vă pup! La revedere!